dormeam. Hei! Stai să dau asta la o parte. Ce faci tu aici, tata? Păi, dormeam în căsuță. Păi și ce faci afară din căsuță? Lasă-mă mine. Păi, cum a fost? Treci, unde e căsuța ta? Aici. Deci, hai să sărăm bucătăria mea. Imediat. Stai să urc la etaj. Ia să văd, tati. Aici bucătăria. Aici sunt tot felul de arome, sticluțele. Am picături pentru mâncare. Am cacao. Am din ăsta câmbaț pentru ca să faci cărnița. Am din petale de trandafir uscate, m-am miros a miere. Și am aici grătar. Doi cartofi, linguriță, furculiță, carne nefăcută și două șervețele. Aici am bănuți. Dar ce mulți! De 100, de 500, de 10 și de 5. Mulți bani. Și asta e soneria pe care am sunat acolo eu. Acolo e soneria, ții și faci așa. Acum vreau să-ți prezint sufrageria și în același timp și dormitorul. Aici dormeam eu înainte cu pernuțe și cu cearceaf. Aici este de care mă agăț eu când mă ridic, când stau, hai că vă arăt. Hai că ți arăt. Cum stăteam eu așa întinsă, am chemă ăsta, vine aici. Și mă trag. Știu, e ca și la spital aproape. Ăsta. Ce căsuță și, ai. Și știi cum fac după ce m-am odihnit? Astea mi le scot un pic afară până îmi strâng pătuțul. Mi-l fac în două și mi-l pun în garaj. Aici este garajul. Aici, după ușă? Da, aici mai sunt celelalte petale de trandafir uscate și asta e mătura asta. Cu care faci curățenie. Da, așa am închis ăsta garajul și acum fac ordine în căsuță. Și aia ne-a grăcei cu roșu. Asta este ușa de la cușca cățelului și oiței. Vai, și cățelușa și oiță. Da, ăsta este Rexi și asta e oiță. Ce minunată căsuță ai. Bine, acum după ce îmi fac ordine o să arate altcumva. Aici am bancomatul. Asta este un card. Da. Și asta e lui mami, că mami când a plecat, așa, și aici îți faci tot felul, adică aici îți faci și codul, aici bagi cardul, aici am un alt serviciu, din coace, unde iară eu le amestec și pe urmă tu îți alegi. Și dacă tu ai numărul potrivit, adică ăsta e 0, și dacă bine, ăsta, serviciul ăsta, este dacă ai rămas fără bani și în bancomat, dar și în portofel dacă ai rămas fără bani. Și dacă ai un număr norocos, primești bani. Acum, dacă iei două numere, primești 10. Dacă de aici, iei... din bancomat? Da, și eu știi de unde știu. Nu. Stai să aduc cutia din casă, că sunt aproape. Gata, am venit. Uite. Ia aici. Să văd, pot să fac o încercare cu cardul. Da, poftim. Deci ăsta e cardul meu, da? Și bag cardul în bancomat, da? Da, prin găurica aia. Da. Bagă-mi-l până cade. Am băgat așa, cardul. Așa, eu îl iau. Și acum zi-mi suma de bani, care o vrei. 100 de lei. 100. Eu îți dau 100 de lei. Poftim. De aici ai, iau. Da? Da. Că vezi că scrie acolo jos. Da, chiar 100 de lei ies. Și acum îți trimit cardul înapoi. Mulțumesc. Și am mai făcut, eu am făcut un lănțișor din un fel de agrafe.
să văd dacă o să pot să-l scot. Dacă nu, o să... Bun, lasă lănțișorul, mi-l răsaltă. Uite, e din ăsta, așa. Aha. E făcut din agrafe, din alea. E frumos. Asta e căsuța mea.